Văd cum sunt ghizii timișoreni, ghizi timișoreni. Se aude ce vorbesc, că după aia mă ascult și nu înțeleg. Nu întotdeauna înțeleg. Așa. Ghizii timișoreni se opresc la un colț de stradă și îi povestesc despre momentul ăla, unde a fost și ce a fost în secolul cutare, da? Și locurile alea unde nu e găsit stăpânul și nu e refăcut, se trece așa repede. Haideți, da, aici nu ne uităm, că aici... Nu, domnule, ăștia suntem, da? Cât n-am găsit stăpânul, amenajăm frumos locul cu... Gândim, găsim energie transdacială. Fantasmagorică medievală. Și semne din alea, și făcut ceva, și să se adie cumva acolo, să se vadă cum circulă energiile, se mișcă și așa, nu știu, niște pânglicuțe, locul ăla, așa, să fie ca și cu stafii, ca și cu, dacă nu, tot nu și nu și nu, domnule, îl aranjăm ca și un loc unde turistul să rămână, da? În alea care sunt dărâmate. Mături acolo frumos, speli dacă e căcat pe șat, pe jos, așa se întâmplă, da? Speli frumos, dai cu așa și deschizi acolo o terasă vis-a-vis a restaurantului care nu e în paragină, da? Și locul e în paragină vis-a-vis, că în Timișoara avem. De jos ăla, de ce să pui zi, perdea, auzi, gard, să nu se vadă. Domnule, să se vadă, de jos gardul, fă frumos, acolo, măsuțe, scăunele, tunde iarba, lasă-le alea printre date cu dezinfectant sau spray sau din ăla ce trebuie să fie acolo, să, așa. Și uite, un loc rocăros, nu răcoros, roc, de la roc, rocăros, în Timișoara. Și așa și scrim, loc rocăros. Ce e asta? Ce să... Hai să vedem, să vedem. Plin de stafii, plin de... Și le și vedem, sunt niște babe acolo, drăguțe, stafiile babelor, care nu știu ce fac, învârt ele în timpul nopții ca ziua să fie răcoare, omul să aibă unde să se umple de energie pozitivă și să aducem stafiile cu noi arând, să ne ajute, nu să ne speriem și să speriem lumea, da? Schimbăm altfel. Este tot se face n-ai acasă de speriat și de nu știu ce. Nu, la noi sunt stafiile alea bune care energetic le și simți, da? Le simți cum te încarcă energetic și cum e. Ți se spune, închide ochii și pe o clipă și se întâmplă ceva. Simți cum bate vântul, cum simți cum. Foarte simplu. Și omul e foarte sensibil la așa ceva și place și mie îmi place. Fac ca și pentru mine, da? A, uite că am găsit cum putem folosi locușorul ăla. Da.